știți cum era pe vremea când domnul Stavarache candida la primăria Bacău și a reușit să câștige în 2004, discursul dânsului a fost să redăm Bacăul băcăoanilor, să nu uităm că administrația Sechelariu a îndatorat orașul pe nu știu câți ani, să nu uităm că echipa de fotbal vine și suge banii de la bugetul Consiliului Local, deci să nu uităm că tot la fel, echipa de fotbal are, mai știu eu ce, pe lângă piața centrală, de unde preia toate acele chirii. Ce a făcut Romeo Stavarache? A îndatorat Bacău de câteva ori mai mult decât l-a îndatorat administrația Sechelariu dinainte. Și a făcut propria echipă de fotbal, a închiriat sau a dat bani către acea echipă, mă refer la târgul de mașini și alte surse și venituri în mod total nelegal, adică clar dovedit prin lege, vă dați seama, deci acest om exact ce a combătut, exact ce nu i-a plăcut și mesajul pe care l-a avut în cele două campanii electorale, exact așa a procedat.